Programul național de cadastru și carte funciară a fost implementat și în comuna Doljană Pielești. Localnicii sunt mulțumiți că nu mai sunt nevoiți să scoată bani din buzunar pentru cadastrarea locuințelor sau a terenurilor. În medie, cadastrarea unui imobil costă 2000 de lei. Ce nu aveam făcut. Pe niciun pe nici pe locuință venim. Și cât v-ar fi costat altfel? V-ați interesat? Nu. Nu m-am interesat. Am auzit că se face și n-am avut nici timp cu serviciu. Și acum că se face gratuit? Acum ne bucurăm, ce să facem. Acasă unde stau e soțul proprietar și trebuie să desfacă taxa de succesiune cu sora lui și să facă tot așa cadastru și eu pe titlul meu de proprietate m-am o parcelă mai departe de aici, tot extravinar, pe care tot la fel vreau să fac cadastru. Acasă avem pe intravilanul din curte, mai avem în grădină vreo 3 hectare și iar la câmp. Tot la extravilan. Și vreau să fac și acolo, să facem peste tot. Așa e bine. La Pelești o să începem în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară o acțiune care va fi benefică pentru dumneavoastră. Până luna viitoare în Pielești vor fi eliberate peste 12.800 de cărți funciare pentru proprietarii tuturor imobilelor. Sunteți așteptați cu actele de proprietate la primărie și la punctele de colectare a actelor de proprietate care vor fi și pe raza statelor aparținătoare Comunei Pielești, acte de proprietate pe care nu trebuie să le aduceți în copie legalizată, nu trebuie să cheltuiți bani la notar sau oriunde considerați dumneavoastră pentru a le legaliza. Guvernul României vă asigură o metodă prin care nu cheltuiți niciun ban, pentru că certificarea acestor acte se face de secretarul Comunei Pielești. Programul demarat în 2016 a fost implementat cu succes în Dolj, care este pe primul loc pe țară în clasamentul județelor în care a avut loc cadastrarea gratuită a imobilelor.